Vremea caldă din ultima perioadă a favorizat apariția șerpilor, iar cazurile în care oamenii au solicitat ajutor au început să crească. În ultimele două luni, jandarmii argeșeni au răspuns la 10 solicitări de îndepărtare a șerpilor din locuințele oamenilor. Ultimele două cazuri au avut loc ieri când la numărul de urgență 112 au venit două apeluri prin care se cerea ajutorul pentru extragerea șerpilor din gospodării. Cele două solicitări au venit la distanță de aproximativ două ore, iar locațiile au fost comunele Bosești și Bradu. În ambele cazuri, oamenii au reclamat faptul că au găsit un șarpe în locuință. Au intervenit jandarmii care au reușit să captureze reptilele și ulterior să le elibereze în mediul natural departe de zonele populate. În astfel de situații, autoritățile recomandă cetățenilor să nu se apropie de reptile și să solicite sprijin autorizat.